Astăzi avem o acțiune importantă de făcut aici pe server, dar mai întâi de toate, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like, pe subscribe acolo, să activați clonțopelul, să-i dați și Luxeon un subscribe dacă n-a strânge mai mulți abonați, a zis că promite că o să facă live-uri cu... A zis că promite, da. Promis că face live-uri când scriptează și alte chestii de genul. În fine, modurile le găsiți pe site-ul de moduri, o să vă las link în descriere, aveți acolo clip de prezentare de la Shark, autorul lor. Și vreau să vă mai zic că am rezolvat cu externul, nu mai pică. Mai sunt unii care au pachet lost și iau de sync, gen din ăștia care stau pe routere la 3 km. O zic ironic, vă dați seama. Din ăștia care au routerul la distanță foarte mare de ei, gen trec prin 3 pereți și chestii de genul, sau stau pe hotspot. Na. În rest s-au rezolvat toate problemele. Asta nu ține de noi, ține de netul lor. Ei o să ia de sync pe orice host posibil. Da. Trebuie să adăugați IP-urile manual, ăștia care încă primiți IP-urile la 0 ping acolo când intrați pe DNSJ.com, nu știu ce. Trebuie să adăugați cifra aia, IP-urile alea, le aveți în descriere în caz că nu vă merge serverul. În fine, să trecem direct la subiect. O să-i dau lui Damage admin 0. Îmi pare rău, eu am respectat toți adminii și helperii și liderii ce ne-au ajutat aici și mai ales pe aia care au plecat cu capul sus. Mamă, ce drop frame-uri am când intru în rază cu multe mașini. Vai de capul, câte FPS-uri aveam aici. Bă, dar are și ăsta aici 300 de mașini puse. Bă, și 62, e decent. Da, trebuie să facem un sens giratoriu în intersecția asta, Sinoane, la ITLV. Bă, mă gândeam să știi că am găsit aseară obiectele alea de... E jale, ești frate, nu, cred că chiar facem ceva că... De stop și de, dacă le mai știi. Și trebuie să faci niște zone unde nu trebuie să parchezi mașinile. Are mașinile parcate chiar în intersecție acolo, nu, că trebuie să facem. Am văzut. Ne ocupăm astăzi, chiar cred că facem chestia asta cu... O să fac eu niște turf-uri. În fine, ne abatem la subiect. O să-i dau... Îmi pare rău că mă plimb cu Infernusul, dar n-am ce să fac. Trebuie doar să explic. Îmi pare rău de persoanele astea că le pierdem, dar... asta e. Cauză că... se dau prea șmecher sau nu știu cum să zic. O să renunțăm la ei. Da, imaginea se vii cu multe chestii, ne-a se vii cu multe chestii. I-a primit admin 15 merit, adică s-a ocupat, s-a implicat tot timpul peste tot. Și ne-a făcut să vedem încredere și așa că a avansat în admin. Ce o să facem în momentul de față? Ce a făcut Damage, vă întrebați, probabil. Am ales eu lider la Taxi San Fierro. Probabil n-a fost pe placul lui liderul, că nu se cunoște atât de bine. Damage vrea ca liderul din ăsta ales de mine să-i dea rang 6 unui prieten al lui Z, pe numele lui, care este în momentul de față rang 6, că l-a convins el pe liderul actual și în ce fel l-a convins, o să vedeți imediat. Nu o să vă pun clipul, că nu vreau să dezvăl identitatea persoanei care a făcut clipul, conversația cu Damage pe Facebook. Clipul are undeva la 7 minute, dintre care 2 minute 30 îmi demonstrează numai chestii Damage, cu tot felul de postări, etichete și tot felul de chestii, ca să vă întrebați, de unde știi tu că le-are Facebook-ul Damage? Uite că mi-a demonstrat băiatul acolo. Damage spune așa. Ăstuia, vă citesc așa câteva chestii, să nu crezi că ai luat helper random. Cine pula mea X? X era un nume, că ăsta a zis vreau să-i dau rang 6 lui X, știi, dar nu vă dau numele, că ea vrea el să-i dea rang 6 de fapt. Cine pula mea X și ce? Îi dai lui Z. Și răspunde băiatul ăsta, îi dau după 60 de zile, Damage, dacă a pus 60 de zile, după aia zice iar liderul. Îi dau lui... X din nou, nu-i vreau să-i dau numele, să mă ajute și lui Z după ce fac 60 de zile. Hai că faci tu 60 de zile, dacă îi faci pariu cu mine, că dacă vreau, nu faci 60. Astea sunt câteva chestii de pe acolo, conversația și toate... Bă, de ce s-a oprit muzica? Conversația și toate astea sunt la dosar. Sunt la dosarul, da, și eu o să-l prezint doar în instanță, așteptăm judecata. Stai mai așa, setât 6. Nu se vede atât de bine, 20. Aoleu, te spargi la muian. Lasă așa. Cam astea sunt și o să-i dau și wipe lui Z. Nu știu încă un motiv, că vreau să-i pătesc contul, sincer să fiu. Și o să-i dăm edit după, dar momentan îi dăm wipe și o să vorbesc cu wipe. Să vedem pe ce motiv o să-i dăm... pe ce motiv o să-i dăm uninvite lui Z. O să-i edităm după în feraș. Că nu merită, ești, îl pui pe prietenul tău că e admin și să-l influențeze pe alt lider să-ți dea ție rank 6. Z, scuze. Are încă 2 rang 6 în FH, nici nu vreau să mă gândesc cum le-o fi luat și pe alea 2, că... Na, îți dai seama că trag concluzia. Hai să tragem aici pe dreapta la pensiunea să-ți omfâr nițelul. Ok. Deci, Xenon acționează. Da, bineînțeles. Set admin off.
Da, mage. O dată. Zero. Gata. I-am dat admin 0 pe joc. O dată. Momentan e liniște. Gata. Mamă, ce enter a dat ăsta? A, un invite. Gata. Ce dracu am schis, mă? Bineînțeles. Ce dracu am schis, mă? Doamne, bă, dar... Z 40 FP-uri, în game-ul ăla cu grupe și aia, sunt zon 60, e 60, vreau să zic, 40, reason, wipe. da. Cam asta a fost. Bă, da, mage, știu că te uiți la acest clip, îmi pare, Romane, de tine că ai ajuns să faci chestii de genul. Cu vreo 2-3 zile, o săptămână înainte, hai să explic încă o fază. Xenon i-a dat lui Hipsta global moderator pe forum. Îmi pare rău că eu, dar nu știu dacă trebuia să zic chestia asta, hai să fie. Să dau toate chestiile pe față. I-a dat global moderator pe forum doar ca să-i sorteze topicurile, să-i confirme bug-urile. Adică când vine unul și zice, mane, am bug pe Ruby. Nu mi-a dat nu știu ce la quest. Dar el poate a fost doar un text eronat și a primit chestia respectivă. Ea se uită prin locuri, chestii, vede acolo dacă a primit mașina respectivă și zice, îi marchează ca ăla fiind bug, dacă cumva are dreptate omul, sau îi explică, nu a fost bug, ai primit mașina, dar nu ți-a apărut pe chat. Și îi zice, Luxeno, aici trebuie să scrii doar textul. Strict pentru asta a luat Hipsta global moderator, nu se ocupă de alte chestii pe forum, doar de confirmarea bugurilor. Și damage, mereu când cineva primea admin 5 sau ceva, mereu făcea gură, că de ce a luat X, Y, Z sau nu știu ce... Gen, se oftica dacă cineva lua o funcție la fel ca el. Și a luat-o pe Hipsta. Ce global moderator e? Ia scoate un grad la cineva să văd eu dacă poți să-i scoți adminul. Și a s-a dus și a scos lui adminul de pe... Nu, o funcție de pe forum. De ce are, mă, băiatul ăsta la... Liderul sau nu, mă, știu ce. Adi 241, da. Damage, da, liderul, când că era lider atunci. Mamă, are 3 FPS-uri. Damage a luat foc. Asta cred că luăm modurile mele. Glumesc. Dar magia a luat foc, că de ce îmi scoți mie liderul? Ce vrei, frate, cui vrei să se ducă la altul, să-i deranjezi ăla, poate avea treabă în momentul de față pe forum. Ți l-a scos ție, ți-l dădea înapoi, care era chestia? Nu, el a început să facă gură, a pus admin, să o filmeze, a prins-o cu quiz control, că îi dă admin or... Și după aia, peste 3 zile, îmi dă Hipsta PM pe Discord cu încă 3 admin care mergeau cu quiz control și mi-a zis, Cain, îmi poți lăsa adminul ăla, că nu mă deranjează, atât timp când nu iau remove, dar... Nu vreau să-i sancționez pe băieții respectiv, vreau doar ca să anunți stafful că voi nu ați anunțat când ați interzis cu controlul că nu au și adminii voie sau ceva de genul, știi? Bine, treaba era cam logică că nu au și adminii voie, dar mi-a demonstrat că mulți din staff folosesc și nu știu chestia asta, îl foloseau în a doua gen. Și a avut dreptate într-un fel și am zis lui Damage, Damage a venit la mine, a ce frate, bagi regulă de astăzi că gata, lua Hipsta și nu știu ce, mă trăgea pe mine de la răspunde și a zis, nu frate, uite, îi las adminul dacă te simți tu bine și te excită chestia asta, dar... Am anunțat că ceilalți nu știu, uite, am 3 clipuri și i-am dat poze din clipuri, nu i-am dat clipurile lui, i-am dat poze din clipuri cu aia. Și am zis, vrei să-ți filmezi peste, să-ți cenzurezi data, numele și cine i-a filmat? Că, na, după se pune iar pe ea. În fine, nu știu ce, de ce face damage chestiile astea, dar pare rău. Respect băieții care au ieșit din staff cu fruntea sus, nu știu, au renunțat și au văzut, uite cum a fost Lupus, frate, Lupus, încă îmi face miniaturi, aveți canalul în descriere. Și tot, sper să nu uit să pun canalul în descriere, cum am zis la clipul de astăzi, așa cum mi-am amintit că am uitat, dar o să-l pun imediat după ce închid clipul ăsta. Na, el mi-a făcut și intro, dacă vreți, apelați la el acolo, îl rugați, mane, ce pot să fac pentru tine ca să-mi faci și mie un intro, nu știu, că îți dai seama că nu cred că o să lucreze pe gratis și totul, și timpul lui, are școală, chestii, își rupe, în loc să joace Fortnite, să își bată capul prin programele lui de editat. Na, munca trebuie respectată, băieți. Cam asta e cu damage, sper că n-am omis să zic ceva, dacă am omis îmi pare rău. Nu știu, urât, nu mă așteptam, îmi pare rău, sincer, asta e. Xeni, mai e ceva de adăugat? Bă, nu știu. Bă, Xeni lucrează săracul, ieri a lucrat cel puțin 12 ore, vă garantez chestia asta. Și astăzi la fel, m-am trezit pe la 9:30, Xeni era deja în sublime text pe Discord. Ținând cont că aseară el a ieșit pe la unul de pe Discord. A încheiat cu lucruri gen. A, am băgat un somn, a. Săracu. A finalizat PUBG-ul și nu o să dăm că mai lucrăm la un sistem. Nu știu dacă în momentul de față o să fie pe serverul când vedeți voi clipul ăsta. Voi o să vedeți clipul după ora 6 luni. Eu îl filmez duminică la ora 13. Imediat o să fac un live acum. Așa că abonați-vă la canal în caz că vreți să mă prindeți live. Stând la o Caterinca la un alta.
Așa. Mai lucrăm la un sistem, o să-l vedeți pe server când o să fie adăugat. Nu vrem să mai dăm spoiler, că poate ceva nu merge bine și ne întindem iar până un viitor weekend, să zic așa. Nu mai dați cu hate, că hai frate, ne-ați promis că ne băgați nu știu ce, când băgați. Nu e atât de ușor. Apar tot felul de buguri și chestii și erori în scriptat. Are sacul astăzi scrise cel puțin 1000 de linii. Adică linii ce înseamnă? Cum ai scris eu chat-ul ăsta, dar să-l scrii cu codul de limbaj de programare. În fine, cam asta ar fi clipul, sper că v-am lămurit. Bă, lăsați în comentarii ce care ați ajuns până la final și na, nu uitați de like, subscribe în alta. Ce facem băiatul ăsta aici? Pentru ce? Pentru mână. Respect pe cei care ați ajuns până la final, baftă.